Mă aflu în Mogoșoaia, aici lângă București, într-un complex rezidențial foarte frumos și bine îngrijit. Mă întâlnesc cu unul dintre senatorii de diaspora care se află la o strângere de semnături pentru a încerca demiterea primarului din această localitate și aflăm mai multe detalii în curând. Suntem așadar în comuna Mogoșoaia, de aici de lângă București și asist în premieră la o acțiune a membrilor USR la o strângere de semnături pentru demiterea primarului din zonă și bineînțeles că motivul principal era întâlnirea cu senatorul de diaspora Radu Mihail, care este și el prezent la această acțiune și o să las pe el să ne povestească mai multe detalii despre ce se întâmplă de fapt aici. Salutare! Sunt Radu Mihail, sunt senatorul USR de diaspora și din când în când încerc să fiu în localitățile din România, acolo unde sunt oameni care pleacă din România sau sunt rudele celor care sunt plecați, ca să înțeleg cât de bine se poate, care e problematica fiecarei comune, fiecarei localități, pentru că în Parlament trebuie să fim capabili să sprijinim modernizarea României în general, nu doar să convingem românii să se intereseze de țară. Aici, în Mogoșoaia, colegii mei care sunt acum în contact cu locuitorii au un proiect prin care vor să-l demită pe primarul din Mogoșoaia. Aici aveți sinteza argumentelor pentru care primarul trebuie demis. Primul argument este că vrea să dea un mare tun imobiliar aici, la marginea Bucureștiului, într-un mod absolut de neînțeles pentru lumea normală, ca să spun așa. Dar sunt multe alte lucruri și colegile le sintetizau foarte bine, spunând că nu-i pasă de locuitorii din Mogoșoaia. Am discutat cu foarte mulți oameni, practic toți cei ieșiți să-și repare gardul sau să-și tundă iarba sau să-și plimbe copiii au stat, au discutat cu colegii și n-am avut până acum niciun fel de refuz, niciun fel de ezitare. Toată lumea a venit foarte convinsă că e nevoie de schimbare. Mulți au fost încântați să vadă USR activ în acțiune și cred că asta e ceea ce ne va duce înainte în săptămânile și lunile următoare. Prima precizare, programul parlamentarilor români este de luni dimineață până sâmbătă seară. Deci noi avem o singură zi liberă, teoretic, care e duminică. Deci acum suntem în timpul lor de program, spre deosebire de colegii mei care ei sunt în weekendul lor și ei vin aici pe timpul lor. Consider că e absolut normal să folosim timpul cât de eficient ce se poate noi ca parlamentari, dar încă o dată, ce contează este că avem colegi care sacrifică din timpul cu familia pentru lucruri clare, simple pentru comunitatea în care locuiesc și e un lucru pe care îl văd dezvoltându-se în România după ce am văzut cum funcționează o comunitate în Statele Unite sau în Franța sau în Marea Britanie și cred că suntem pe drumul cel bun și USR poate să facă această transformare a societății de care avem toți nevoie. Campania de strângere de semnături pentru demiterea primarului din Mogoșoaia, care e pe aproape de viață, acolo un scăunat. Și încercăm să facem tot posibilul să strângem cele 1800 de semnături necesare. Am avut un feedback destul de pozitiv astăzi din partea oamenilor din comunitate. Chiar am reușit să strângem ceva semnături într-un timp relativ scurt. Și credem că demersul nostru va avea succesul pe care încercăm să-l aducem. Am avut și discuții interesante pe lângă semnăturile pe care le-am adunat, pentru că am reușit să luăm legătura cu ei, să mai aflăm și din probleme pe care le întâmpină în comunitate și nemulțumiri pe de altă parte, așa că a fost destul de fructuoasă și astăzi, așa cum e fiecare zi de fapt aici. Și am avut chiar și cineva care a spus că se gândește să intre în USR. Da.
Ceea ce, venind din Chitila. Da. Punct lovit, punct ochit, punct lovit. Exact. Da, deci happy. Un exercițiu că... foarte, foarte... Și recomandăm și celorlalți colegi din toată țara să iasă, oricare ar fi motivul, pe stradă și să discute cu comunitatea. În primul rând ca simplu cetățean, nu neapărat ca și membru al unui partid politic, ci ca și cetățean, al locuitor al comunității, e important să îți cunoști vecinii, e important să înțelegi fiecare cu ce se confruntă, care sunt nevoile. De cele mai multe ori ajungem la aceeași concluzie, pentru că locuind în aceeași localitate, prioritățile sunt comune. Cum spuneau și colegii mei, exercițiul de astăzi a fost unul reușit, ceea ce ne face să ne gândim că, într-adevăr, această barieră, acest prag de 1800 de semnături, îl vom atinge relativ curând, într-un termen decent. Ne bucurăm că vremea de afară în sfârșit ne permite să avem astfel de acțiuni. Da, și ce mi s-a vrut clar din discuții, din multe discuții, a fost că oamenilor e clar că nu se schimbă nimic dacă nu se schimbă puterea politică. Deci, combinația asta militară-socialistă care ne conduce în ziua de azi, nu numai la nivel central, dar și la nivel local, e ceea ce blochează dezvoltarea fiecarei comunități. Și USR este văzut ca acel partid care poate să aducă schimbarea respectivă. Avem oameni care într-adevăr sunt dedicați, care vor să facă treabă, care au nevoie de sprijin în comunitate și sunt convins că îl vor obține. Secolului 21. Avem două cărțe în Măgușoai. Asta e un... Am strâns semnături, am discutat cu oamenii. I-am întrebat și despre rudele, prietenii pe care i-au în afara țării, despre ce fac cei care s-au întors de afară. Am întâlnit doi deja astăzi, numai, care au venit în țară după 4 sau 6 ani de experiență în afara țării. Și cu toată această informație bogată, voi continua să lucrez pentru a găsi soluții, pentru a realiza o legătură între românii de afară și statul român care să fie benefică. Ținând cont că sunteți senator de diaspora, mulți o să se întrebe ce legătură are Măgușoaia. Sigur, o parte din răspuns l-am dat, dar de ce a venit senatorul de diaspora pe bicicletă, o avem chiar și aici în cadru, aici să-și susțină colegii? De ce ar avea nevoie de susținere? În momentul de față, România e guvernată de o încrengătură militaro-socialistă care controlează statul român în marea sa majoritate, la nivel central complet și la nivel local într-o mare, mare măsură. Și oamenii acestei clici, în cele mai multe cazuri, nu sunt capabili să facă treaba pentru cetățeni. Eu, ca parlamentar al singurului partid de opoziție democratică din România, am datoria să sprijin pe cât pot eforturile colegilor din fiecare localitate, din fiecare județ, pentru a încerca să scoatem în evidență că țara poate fi condusă și altfel. Și cred că avem acele propuneri și spiritul necesar și oamenii necesari să putem să transformăm România. Ne trebuie energie suficientă să putem să facem repede. Și colegii noștri au nevoie de sprijin foarte mult și un parlamentar cred că are în fișa postului să facă acest tip de activitate. Să povestim puțin și despre
prezența senatorului de diaspora în diaspora, în cadrul comunităților românești de acolo? În ce zone ați fost în ultima perioadă și care sunt problemele românilor din Europa pe unde ați umblat? Anul acesta am fost în, cred că, 8 țări, multe orașe, multe ambasade, multe consulate. Am făcut ceea ce fac de 5 ani de zile deja. În fiecare întâlnire verific ce se întâmplă la ambasada României, ce se întâmplă la consulatul României, ce se întâmplă cu serviciile consulare pentru cetățenii români și apoi merg în comunitate pentru a vedea efectiv care este spiritul și care sunt preocupările fiecarei comunități. Ce a fost deosebit în acest an a fost că am avut ocazia pentru prima oară să particip la două consulate itinerante organizate în Germania. Am fost la Frankfurt și la Karlsruhe și am fost bucuros să văd că ceea ce noi, USR, am propus, am împins cu putere anul trecut când am fost la guvernare, a devenit realitate. Se organizează consulate itinerante, se scutesc oameni de sute și sute de kilometri de deplasare pentru a putea accesa servicii consulare și sunt lucruri de făcut. Digitalizare e absolut necesară și va ajuta foarte mult și consulatele itinerante, dar mă bucur că începem să vedem rezultate a ceea ce am propus ca măsuri pentru diaspora și sper că și în celelalte țări care au nevoie, în afară de Danemarca, Germania, unde deja lucrurile s-au mișcat, dar mă gândesc în primul rând la Statele Unite, numărul de consulate itinerante se va înmulți și vom avea din ce în ce mai mulți români satisfăcuți de serviciile statului român. Un subiect actual de interes, mai ales pentru românii de aici din țară, e conflictul de la granițele României din Ucraina. Care e perspectiva pe care o are senatorul de diaspora cu privire la ce se întâmplă în acest conflict și ce pericol ne pândește pe noi cei de aici din țară, dar iată că se extinde. Aș vorbi în primul rând în calitate de membru al Comisiei de Politică Externă și de președinte al delegației Parlamentului Român la adunarea parlamentară a OSCE, unde am participat anul acesta la mai multe întâlniri, cea a Comitetului Permanent și cea a Biroului de Conducere al Organizației. Și întâmplător am avut datele întâlnirilor, una dintre ele, prima a avut loc chiar pe data la care rușii au atacat Ucraina și am putut simți direct confruntarea, pozițiile Ucrainei și Bielorusiei, izolați de altfel de restul țărilor din OSCE. Ca și la nivelul Națiunilor Unite, sunt în cele trei categorii de state, sunt statele democratice și toți cei care susțin drepturile omului, drepturile fundamentale, pacea și respectarea dreptului internațional. Apoi extremele, respectiv Rusia, Bielorusia și o zonă cumva de mijloc de state care încă mai fac real politic, chiar în condițiile în care Rusia este un agresor cu atât de multă cruzime în spațiul european. Concluzia pe care am tras-o a fost foarte simplă. Avertismentele pe care noi, românii, polonezii, este europeni în general, le-am lansat către Occident timp de 30 de ani de zile, de-abia acum au fost integrate de către politicienii din vest. Pentru că am spus tot timpul, rușii nu pot fi tratați ca reprezentanții unui stat democratic. Rusia trebuie tratată ca un pericol permanent care trebuie gestionat. Acum nu avem nicio satisfacție să vedem că avem dreptate, pentru că deja conflictul este acolo, victimele sunt acolo, distrugerile sunt acolo. Dar este un bun moment să împingem și mai tare prioritățile care trebuie să avute
în a proteja flancul estic al NATO și al Uniunii Europene. Și aici aș lega activitatea la OSCE cu activitatea de la Conferința pentru Viitorul Europei, unde reprezint Parlamentul României, și în care am ridicat explicit problema sprijinirii dezvoltării economice a frontului estic, că e vorba de România, Bulgaria, dar mai ales România, Polonia, țările baltice, Slovacia, pentru că numai un front estic prosper economic poate fi un front estic puternic, inclusiv din punct de vedere al securității. Și sunt bucuros că discuțiile pe care au avut în acest sens cu delegațiile din celelalte țări din Uniunea Europeană au fost bine receptate și sper că și în documentul final și în modul în care Comisia Europeană și Consiliul European vor privi această problematică va corespunde cu intențiile noastre de a insista pe importanța regiunii care ne aflăm. Cât de mult ar trebui să le fie românilor teamă de un posibil atac direct asupra României și asupra românilor de aici, din țară? E foarte interesantă întrebarea, pentru că am fost în Italia, am fost în Danemarca, am fost în Germania, în Franța și aproape peste tot, mă refer la vizitele făcute după începerea ostilităților, aproape peste tot mame sau tați de români m-au întrebat dacă trebuie să se teamă că ai lor copii vor fi chemați în armata română să apere România. Și răspunsul meu a fost tot timpul același. România este o țară membră NATO, este membra a cele mai puternice alianțe de apărare din lume. Avem un mecanism la punct și o structură de comandă și operațională a NATO care include armata română și care se pregătește să-și facă treaba. Până să ajungem la un conflict și până să ajungem la o eventuală implicare a fie rezerviștilor, fie unor noi recruți din România, mai este cale lungă. Pentru că, încă o dată, avem șansa să fi făcut deja pașii istorici de a fi membri NATO, ceea ce ne oferă o, n-aș putea spune serenitate, dar o... siguranță. O marjă de manevră suficientă, pentru că nu suntem singuri, suntem alături de cea mai importantă putere economică și militară din lume, Statele Unite, și împreună vom fi capabili să facem față amenințării rusești. Amenințarea este reală, este clar. Eu echivalez un pic ce se întâmplă în Ucraina cu invazia sovietică din Cehia anilor 60. Din punctul meu de vedere, ne întoarcem către un război rece. Din fericire, România se află de această dată de partea bună a frontierei care va tăia în două Europa. Ne luptăm ca și Ucraina să rămână de partea bună a frontierei. Republica Moldova este acum amenințată foarte puternic și eforturile pe care le facem de a sprijini traseul european al Republicii Moldova este foarte important, dar trebuie să ne obișnuim cu gândul că nimic nu va fi cum a fost în ultimii 10, 15, 20 de ani din punct de vedere al siguranței naționale și trebuie să noi ca români trebuie să ne dăm seama că este extrem de important cine sunt politicienii care vor conduce țara în această perioadă diferită, deosebită, care are nevoie de corectitudine și eficiență în conducerea statului. Ceea ce nu avem în momentul de față și asta este un motiv de îngrijorare. Nu o să intrăm în detalii legat de partea legislativă, de inițiativele legislative, de ce proiecte s-au propus sau ați propus, dar încurajez pe această cale să menționați unde pot să le găsească românii din diaspora aceste informații legate de ce fac parlamentarilor de diaspora? Cel mai simplu
Pe Facebook am publicat în fiecare lună un raport lunar. Am și un raport anual pe care vi-l pot arăta, pentru că l-am oferit și câtorva oameni din Măgășoaia care au relații cu oameni din diaspora. Deci lunar și apoi anual sunt rapoartele destul de detaliate, dar pe site-ul Senatului căutați parlamentarii USR și veți găsi la profilul meu toate intervențiile pe care am avut în Senat și toate inițiativele legislative la care am contribuit. Și ultima întrebare, pe când mai ajungeți și la românii din Statele Unite? În plan am să ajung din partea adunării parlamentare a OSCE ca observator la alegerile din Statele Unite din această toamnă. Și dacă nu se întâmplă ceva deosebit și voi avea acest rol, voi profita că trec Atlanticul pentru a merge și în comunități. Sper să ajung pentru prima oară pe coasta de vest. Aș dori să ajung de la Seattle și în California, eventual Miami, dar vom vedea în funcție de programul Parlamentului Român, pentru că nu pot lipsi foarte mult de la lucrările Parlamentului. Dar în mod cert este planificat să ajung în state în toamnă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!